Un om care, stând de vorbă cu propriul suflet, a făcut tot felul de propuneri pentru mulți ani. Și Domnul i-a spus, nu ani, seara asta. Conturile se reglează în seara asta, zice Domnul. S-ar prea putea să fiți printre noi oameni care aveți tot felul de prognoze pentru ani. Seara asta se decide tot. Și de aceea seara e valoroasă. Ea e valoroasă și prin prisma faptului că Dumnezeu a spus despre o generație, s-a jurat pe sine însuși că vremea lor a apus. Întotdeauna m-a îngrozit gândul acesta că deși trăiesc, Dumnezeu să prea poate să fi spus, m-am săturat, gata. M-am săturat de pocăința ta de doi bani, de credința ta ieftină, de formalismul tău religios, m-am săturat, gata, am jurat, tu nu intri în odihna mea. Și porți iadul pe picioare. Noi zicem, câte vreme un om trăiește, se poate întoarce, asta e teoretic, dar practic, Dumnezeu să prea poate să fi spus, gata, te-am așteptat și anul trecut, ai zis anul trecut că dacă, și n-ai te-ai ținut de cuvânt, gata. Te-am văzut de ani și ani, eu văd ce frații nu văd, ți-am văzut umblarea ieftină, am jurat în mânia mea că nu vei intra în odihna mea și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Noi n-avem cu ce să-L impresionăm pe Dumnezeu. Sunt oameni în Biblie care L-au impresionat pe Dumnezeu cu necredința lor. De pildă, capitolul 6 din Evanghelia după Marcu începe cu o constatare, cu un moment din cetatea de baștină a Domnului. Și Domnul a venit în Nazaret pentru că era satul lui și a vrut acolo să facă ceva, dar n-a putut, zice. A făcut câteva minuni, două, trei. Noi stăm și spunem, dar ce ai fi făcut dacă ar fi fost ce trebuie? Și pasajul se încheie așa. Și se mira de necredința lor. Ne îngrozim. În timp ce sutașul, că tot l-ați amintit, a stârnit uimirea Domnului cu credința lui, știți cum a concluzionat Domnul credința sutașului? Nici în Israel n-am văzut o credință așa de mare, ca la păgânul acesta, pentru că sutașul era un conducător peste 100 de oameni în armata romană. Dumneavoastră, cu ce l-ați uimit pe Domnul? Ce-ar fi la dumneavoastră în viață așa de vizibil, așa de plenar, ca să stârniți uimirea Domnului. Cu ce? Cu poveștile nu-L uimim. Și noi ne-am săturat de povești. Am avut un an teribil făcut de mână omenească. Ne îngrozim. AstraZeneca a dat faliment. La conducerea Statelor Unite este un om semisenil. La conducerea Chinei este un tânăr care ne înfioară. Excedentul economic al Chinei este cel mai mare din toată istoria Chinei. Adică ce înseamnă excedent? Înseamnă că așa bogată cum e acum China n-a fost niciodată. E cea mai bogată. În anul 2020 s-a îmbogățit enorm. Excedentul economic al Germaniei a scăzut cel mai dramatic din toată istoria Germaniei. Am ajuns să cerșim un medicament, ba din China, ba din Rusia. Dumneavoastră, după cine vreți să mergeți? Ce așteptați? Am să vă citesc un text în seara asta. Un text foarte cunoscut. N-aș vrea să vă uimesc cu vorbirea, ci aș vrea puterea cuvântului. Știți că cuvântul are putere în el. Cuvântul n-are nevoie de puterea mea ca să vă atingă pe dumneavoastră. Când spun cuvânt, mă refer la ceea ce înțelegem în accepțiune biblică. Cuvânt nu-i slovă în Biblie. Cuvântul în Biblie îi dabar,
sau davar, că între beit și veit din ebraică e un punct diacritic. Îi cocâr la aceea din trigonometrie, dacă vă aduceți aminte, aparține și un punct în mijloc. Dacă are punct, e beit. Dacă n-are punct, îi veit. Și de aceea avem Viflaem sau Betleem, aceeași localitate. Da, cuvânt în Biblie e dabar. Iar dabar, echivalent sau sinonimia mai sănătoasă în română, e sămânță. Și noi care suntem crescuți la țară și am rămas la țară, știm câte ceva despre sămânță, că atunci când o semănăm în ogor, ea nu ține de înțelepciunea semănătorului. Viața unde-i? În sămânță. Nu-ți vine să crezi, dar pui sămânța aceea în pământ și sămânța aceea germinează, are viață. Germinează, încolțește, crește și dacă pământul e bun, rodește. No, asta e cuvântul lui Dumnezeu, dabar. Cuvântul ăsta n-are nevoie de puterea mea. Să nu confundați puterea cu volumul. Eu sunt ca structură, sunt coleric. Dar asta nu înseamnă că e putere, că e o strictare, dragii mei. Nu, puterea e aici, în Scripturi. Puterea n-are nimic de a face cu veleitățile unei persoane de a vorbi. Noi spunem uneori ce putere, nu, dragii mei? Puteți să spuneți ce voce, eventual. Dar puterea e altceva. Și de aceea se întâmplă minunea asta că tu ești ogor și sămânța ajunge acolo și numai, deși nu ți-ai propus să te mântui, pentru că și-a propus Dumnezeu să te mântuie, adică El s-a jurat pe sine însuși că nu dorește moartea mea, nici a dumneavoastră, numai te trezești că sămânța asta încolțește, crește și aduce rod. Și de aceea seara asta vă invit să ne ridicăm, să citim cuvântul acesta, că e extrem de important vis-a-vis de contextul global, e extrem de important textul acesta din Evanghelia după Luca, capitolul 9 și versetul 23, spune așa: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă așezați. Este extrem de profund pasajul acesta și nu o să am pretenția că l-o epuiza în seara aceasta. Am să vă spun trei adevăruri pe care le-am înțeles citind pasajul acesta. Un adevăr este afirmat explicit. Două dintre ele sunt deductive. Ne obligă să răspundem la ele ca să putem răspunde la următoarea afirmație de aici. Am să încerc să vă răspund de ce ar trebui cineva să meargă după Domnul. Ce oferă El și cum ar trebui să mergem după El. Pare o pretenție arogantă, mai ales într-o lume în care toți liderii cer să mergem după ei. Micii Hristoși ai Europei au falimentat. Ursula, Angela Merkel, Iohannis, unul mai mic, toți pretinși lideri care ne-au spus: veniți după noi, avem soluția. Falimentul este vizibil. De ce ar merge cineva după Dumnezeu, după Hristos Domnul și nu după altcineva? De ce?
De ce pocăiții din livezile ar trebui să rămână ai Domnului și să nu meargă niciodată după altcineva? De ce? De ce un prieten care e în seara asta aici? De ce ar trebui? Deși aici este opțională afirmația, din adevărurile care vi le spun, transformăm opțiunea în imperativ. Este imperios necesar să mergi după Domnul. Este imperios necesar. Nu la întâmplare diavolul face extraordinar de multă zarvă, foarte mult zgomot. Pentru ca oamenii să nu mai poată decide, să nu poată estima corect realitatea. Și mă rog în seara asta să faci liniște, te rog să spui mintea la contribuție, să nu fii deloc sentimental. Eu nu fac parte din categoria oamenilor care îmi propun să-i determin pe oameni să fie sentimentali și să plângă și să... Nu vreau așa ceva. Eu vreau ca oamenii să-și plângă păcatul. Aleluia. N-am să vă spun o poveste cu o mamă ca să bocim toți aici. Nu asta e menirea unei seri de evangelizare. Seara de evangelizare își propune să facă lumină și în prezența luminii să ne vedem mizeria. Dacă nu-ți poți plânge păcatul, plângi degeaba. De altfel găsim în istoria sacră tot felul de momente în care oamenii au plâns, dar n-au plâns pentru ce trebuie. Chiar niște femei pe Via Dolorosa au plâns de mila Domnului și Domnul zice, ar trebui să plângeți de mila voastră. Nu mă plângeți pe mine, nu plângeți pentru ce trebuie, zice Domnul, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Totdeauna diavolul a avut cu predilecție sensibilitatea asta să genereze pe oameni să se uite în altă parte, nu unde trebuie. De ce cineva ar merge după Domnul? Este extrem de important să-L cunoaștem. Ioan 17:3, știți ce spune? Este o definiție a vieții veșnice. Ce-i viața veșnică? Viața veșnică nu-i să fii un penticostal veritabil, nici un baptist veritabil. Viața veșnică e să-L cunoști pe El, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Nu-i să cunoști un set de reguli, nu-i să cunoști versete, noi nu citim Biblia ca să o știm, dragii mei, citim Biblia ca să-L cunoaștem. Aleluia. De ce? Pentru că viața veșnică stă în cunoașterea Lui. Frații mi-au zis, frate Marcel, sunt atâtea informații pe internet și trebuie să ne spui un pic, că nu mai știm ce să decidem cu semnul fiarei. Și am avut un prim mesaj, am zis, numai două mesaje voi vorbi despre asta. Vom vorbi din Apocalipsa 13 și câte ceva despre mileniu. Numai atât o zis, numai. Păi vezi câte fiare și am zis, dragul meu, biserica trebuie să-L cunoască pe Domnul, nu pe diavolul. Îmi pare rău că oamenii dezvoltă niște mesaje și kilometri întregi de bandă ca să ne ajute, ba fiara aia, ba fiara aia, dragii mei. Oamenii care sunt experți în falsificarea banilor, credeți că cunosc toate monedele false? Nu! Știți ce cunosc foarte bine? Originalul. El nu știe toate falsuri, el știe originalul. Frații, să chem și le trebuie fiare, știți de ce? Pentru că nu cunosc originalul. Când îl cunosc pe Domnul, pentru că îl știu pe Domnul, o să identific falsul. Și a venit diavolul și a zis, n-a predicat despre fiare, despre numere și toți îndobitociți oamenii și speriații. Dragul meu, seara asta te rog să rămâi liniștit, că dacă îl cunoști pe Domnul, tot ce nu-i Domnul trebuie eliminat. Amen. Un expert financiar când pune mâna pe monedă, nu zice, a, stai că asta m-a învățat săptămâna trecută. Nu, asta nu se potrivește cu cei original. Dumneavoastră îl cunoașteți pe Domnul. Nu, n-ar trebui să mă tem că vine fiara. Dacă îl cunosc pe Domnul, stau liniștit. Am explicat asta și ne-am spus, asta e ultima dată când mai fac precizări de genul acesta. E ultima dată. Am detailat un pic și mai facem câteva precizări cu privire la mileniu și răpirea bisericii. Am spus, biserica care are pe Hristos, dragii mei, e atât de dor de El că așteaptă un singur eveniment, răpirea bisericii. Aleluia. Și nu mai trebuie precizat asta. De aceea, până vine Domnul, noi îl propovăduim pe Hristos. Nu fiare,
nu demoni, nu alte lucruri, dragii mei, că dacă Domnul vrea să le știm, ni le spunea explicit. Dar acum, dacă o lăsat astea să mai fie și taine, unii au zis că noi am descoperit tainele astea. Eu vreau să vi-l propovăduiesc pe Hristos, să aveți în mână originalul și să vă culcați în pace, să adormiți liniștiți. De aceea, zice capitolul 5 din Romani, știți cum începe? Deși, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Și când am pace cu Dumnezeu, dragii mei, prin Domnul nostru Iisus Hristos, asta îmi dă liniște în așternutul meu. Adică este un mare privilegiu să te culci seara știind că Dumnezeu e pentru tine, nu împotriva ta. Dar e teribil să te culci în seara asta și tu, în loc să ai pace cu Dumnezeu, tu să fii în conflict cu Dumnezeu. Cum e asta, oare? Conflictul acela edenic. Cum e asta? Noi ne culcăm în pace, dragii mei, nu că suntem naivi, ci pentru că prin credință și prin Hristos Domnul am rezolvat cel mai dramatic conflict, conflictul între noi și Dumnezeu. De aceea seara asta am ales să vă spun cine e El, nu cine e fiara, cine e El. Și apoi mergem acasă liniștiți. Când om putea spune ca Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, asta mă liniștește. Cineva mi-a zis, dar sunt atâția frați care nu o să afle niciodată despre Apocalipsa 13, nu o să le predice nimeni niciodată. Ăștia umblă cu Hristos prin credință. Păi ăștia nu trebuie să-i apere predicatorii cei luminați, păi ăștia apără Hristos, dragii mei. De aceea vă rog să fiți liniștiți din punctul acesta de vedere, că știți, era în Egipt, eliberarea evreilor din Egipt s-a făcut într-un mod extraordinar de interesant. În capitolul 12 din Exod este eliberarea evreilor din Egipt și condiția ca să rămână în viață și ca să aibă loc eliberarea era aceea ca să sacrifice un miel sau un ied, să ia din sângele mielului pascal, să ungă ușorii ușii dreapta, stânga și sus și apoi să intre în casă. Și în casă nu puteai face nimic, numai să mănânci. Hrana ta să fie mielul și trebuia să crezi că sângele e suficient. N-aveai ce face. Eu nu citesc în Biblie că îngerul morții o tăbărât într-o casă de evreu să zică, îmi cer scuze, ți-am omorât întâi un născut, că n-am fost atent. Nu găsesc așa ceva. Te rog, seara asta, numai să te asiguri că pe frontonul inimii tale îi pus sângele mielului pascal. Apoi, într-o teamă sfințitoare, stai liniștit. Teamă sfințitoare. Că numai degeaba pui pe fronton biserica X și înăuntru comportamentul demonic. Dacă tot l-ai pus, fă din miel hrana ta. Vă readuc aminte că suntem în a treia lună din an. Dacă n-ai început citirea Bibliei, cred că nici anul ăsta nu o citești. Că, apropo, că spunea fratele Ion că dacă îl iubim pe Domnul, știți ce o zis Domnul? Că dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Care? Că nu le citim, nu ne plac, nu vrem. Nu ia să le citiți? E chestia aia că lași Biblia și te învârți de două ori și ceva dinăuntru te împinge înapoi. Mă duc iară și iei din nou Biblia. Și iară mai dai o roată că-s treburi de rezolvat în viață și iară iei Biblia. Poți lua și telecomanda, da. Atunci nu-L mai iubești pe Domnul. Înțelegeți? De aceea seara asta, dacă vrea cineva să mă urmeze, dar e o întrebare logică. De ce? Acum când Luca a scris Evanghelia, el nu a scris-o ca ceilalți evangeliști. Uitați-vă de pildă ce zice Luca în capitolul 1. Cum a scris el Evanghelia? El a scris-o diferit de ceilalți evangeliști, că n-a fost martor. Și el zice așa: fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, că nu grăitorii cuvântului, ci slujitorii, trăitorii sunt mântuiți, am găsit și eu cu cale prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu, știți cum? În șir.
Eu nu le-am scris în ordine cronologică cum s-au întâmplat. Eu le-am scris într-o ordine teologică, ți le-am structurat ca să înțelegi temeinicia învățăturilor sănătoase pe care le-ai primit prin viu grai. Ca atare, când citești Evanghelia după Luca, dacă smulgi ceva din context, tu nu mai înțelegi ce-i înainte și ce-i după. Și îți poți spune prostii. Trebuie să respecti ordinea în care a scris-o Luca. Și ce zice evanghelistul Luca vis-a-vis de cine este el? Înainte să se întâmple invitația aceasta, dacă voiește cineva să vină după mine, a fost întrebarea despre care fratele Ion amintea, este în 9:18. Într-o zi pe când se ruga Iisus deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare: cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii au zis, în procente probabil, unii zic asta, alții zic cealaltă, dar voi, zice Domnul, voi cine ziceți că sunt eu? De ce am merge după el, dragii mei? De ce trebuie să mergi după el? Petru zice, tu ești Hristosul. Mai întâlnim asta și în Ioan capitolul 6, tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu. De ce să mergem după el? În primul rând, pentru cine este el. Mergem după Domnul mai întâi pentru cine este el. Noi nu mergem pentru că mărg și alții, dragii mei. Mai întâi mergem pentru cine este el. Acum când în Biblie se spune tu ești Hristosul, Hristos nu-i nume, Hristos e funcție. Când zice tu ești Hristosul, zice tu ești cel profețit în Genesa 3:15. Ce avem în Genesa 3:15? Este proto-evanghelia părinților noștri. Care? Că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Hristos este sinonimul lui Mesia din ebraică, unsul. Sau cum vede Ioan în 1:29, zice, iată mielul lui Dumnezeu, observați că e articol hotărât, nu e un miel, ci e mielul lui Dumnezeu, care ce face? Care ridică păcatul lumii, ne vom uita imediat la ideea aceasta. De ce să mergem după Domnul? Pentru că dacă El este Hristosul, înseamnă că nu-i nici pastorul, nu-s nici eu predicatorul, nu-i nici preotul din livezile, nu-i nici mama Domnului, nu-i nici o confesiune religioasă, ci El este Hristosul, El este mielul lui Dumnezeu și de aceea rămâne mai Domnului. În Ioan capitolul 6, mare parte dintre ucenici pleacă pentru că predica a fost cam tăioasă a Domnului, trebuia înțeleasă duhovnicește și au înțeles-o cam în literă. Și Domnul se uită că au plecat mare parte dintre ucenici și se întoarce spre minoritatea aceasta apostolică și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Că nu-i în trend acum să te pocăiești, nu se poartă asta. Acum toată lumea pleacă. Fiecare e cu Dumnezeul lui, dar când tu ajungi la cunoștința și credința, cum zice Petru în Ioan 6, că numai El este Hristosul, că e numai unul, nu-s 10, nu-s 12, unde să te duci? Unde te-ai putea duce? Ioan zice, dar unde să ne ducem? Noi am rămas lângă tine pentru că am ajuns la cunoștința și credința că tu ești. Și dacă El este, dragii mei, dumneavoastră după cine ați merge? Ai vrea să te duci după Joe Biden, dar îl uiți că, te uiți la el că nu-și cunoaște datele personale uneori. Am crezut că trebuie să fie un alt președinte în Statele Unite, dar dacă a ieșit ăsta, noi ce știm din Biblie? Că Dumnezeu ce face? Rânduiește. Și se pare că așa o rânduit, noi zicem o măsluit, Dumnezeu a rânduit și gata. Îi ăsta acolo, să mă duc după el? Cineva mi-a zis, nu mi-a venit să cred că ai venit înapoi din America. Vai, i-am spus. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Și de aceea tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, mi-e prieten numai mie. Le-am spus americanilor români, iară vouă, dușman este. Mă duc acasă. N-aș rămâne, n-aș da albia someșului pentru nimic în lumea asta. Acolo mi sunt fipte rădăcinile și simt că Dumnezeu m-a chemat acolo. De ce să mergi după Domnul? De ce trebuie să rămâneți credincioși? Știți cum zice Iosua în 24? Indiferent ce va decide poporul,
se poate duce după Dumnezeu de dincolo de râu, Dumnezeu din Egipt? Noi am avut sfat de familie aseară, totdeauna m-au imit asta și chiar am avut o intervenție pe o conferință de familie. Cum se poate ca o familie să fie așa unitară în crez și în fapt? Adică Iosua zice, eu și... Cum e posibil? Cum a povestit Iosua ăsta, generalul ăsta de armată? Cum a adus crezul acesta în familie? Noi rămânem ai Domnului, eu zis, indiferent care-i trendul în Bistrița. Tot felul de grupuri, tot felul de centre creștine, nu mă interesează, dragii mei, nu le comentez. Vrem să rămânem ai Domnului. Cineva mi-a spus, am zis, nu te-am mai văzut la biserică, ce se întâmplă? Zice, în sfârșit mi-am găsit o biserică, nu mă întreabă nimeni nimic. Nu mă întreabă, mă duc cum vreau, când vreau, fac ce vreau, beau cafea, beau ceai, fac ce vrei. Ba, te va întreba cineva într-o zi. Cineva într-o zi va pune o întrebare extrem de stridentă, de așa de o duritate chirurgicală. Și tare mă tem de ziua aceea. Noi cântăm că ziua aceea e pe drum. Și chiar și cântăm, adu Doamne, ziua aceea mai curând și mai degrabă. Cineva te va întreba, dacă nu suporți aici, atunci va trebui să răspunzi. Asigură-te că ai răspunsul. Că dacă nu, vei fi deferit justiției și morții pentru toată veșnicia. Deci mai întâi avem afirmația aceasta, dar afirmația se naște din versete precedente. Dacă voiește cineva să vină după mine, dar de ce să mergem după tine? După el mergem, dragii mei, pentru că ni-i drag. El. Și trebuie să fim îndrăgostit de el. Că ni-i drag Iisus. Dacă nu ți-i drag Iisus, nu mă interesează că ți-i drag nu știu unde sau în altă parte. Avem o cântare de înviere că Maria, inspirată din întâlnirea Mariei cu Domnul, că a cerut grădinarului așa cum îi să îl dea că ei îi dragă persoana, nu profitul. Dumneavoastră vă simțiți îndrăgostiți de Domnul? Vorbesc odată cu frații și apoi sigur că ne putem adresa și prietenilor. Nu este o întrebare așa ingrată, este un pic indiscretă, dar că dragostea e greu de o declarat și mai greu de o arătat, dar dumneavoastră vă simțiți îndrăgostiți de Domnul? Adică simțiți în seara asta că sunteți aici din pricina Lui? Aleluia. Asta e întrebarea întrebărilor. Tu trebuie să vii pentru că El e singurul care e Hristosul, iar Hristosul e singurul care e trimis. Trimisul nu-i o dogmă, dragii mei, a părinților mei. Aud oameni spunând care vor să moară în datina românilor, a străbunilor. Nu că nu despre așa ceva e vorba. Dacă vrea cineva să vină după mine, pentru ce sunt mai întâi? Dar ce ești tu, Doamne? Eu sunt Hristosul. Iar Hristosul e articolul hotărât care înseamnă că e singurul, este unicul și Hristosul este Mesia, este unsul, este începutul profețiilor sau Ieremia 31:31 este cel ce este noul legământ. Iar noul legământ, că dimineața am avut cina, dragii mei, înseamnă că Dumnezeu s-a mutat din temple de piatră în temple de carne și ne locuiește și ăsta e noul legământ. Noi nu putem intra și ieși în templu, am devenit temple și de aceea și dimineața și seara și la muncă și pe stradă, noi suntem temple și ne manifestăm ca atare. Am vorbit odată în biserică despre faptul că fiecare se manifestă funcție de cine îl stăpânește, despre îndrăcitul din Gadara. Și am vorbit despre îndrăcitul din Gadara că îl vedem sub influența demonilor, îl vedem sub influența oamenilor și îl vedem și sub influența Domnului. Și am văzut cum se poartă sub influența demonilor, cum se purta. Păi s-a mutat în cimitir, prieteni cu morți, tăieturi peste tot, oamenii l-au adus, l-au legat, că asta pot face oamenii, dar nouă ne trebuie cineva să ne dezlege, dar oamenii l-au legat și mai tare. Și de aceea, dragii mei, nu mergem după oameni. Frații Groza cânta o cântare, nu cere de la oameni să-ți dea fericirea, că numai Domnul știe și poate să-ți o dea. E adevărat că fericire în termenii Lui. Mergem după Domnul așadar pentru ceea ce este El, tu ești Hristosul, trebuie să-L cunosc pe El și când îl cunosc pe El, falsul este ușor de detectat. Nu-ți va fi greu când vor veni valurile finale de istorie, dragii mei, să detectăm
versul uscate, sigur că gemul acesta al istoriei se desfășoară sub ochii noștri și ne dăm seama cum o iau lucrurile în direcția foii de parcurs a împărăției lui Dumnezeu. Dar Ioan, când citești cartea Apocalipsa, Ioan vede cele 7 biserici în primele 3 capitole, învâltoarea istoriei și învălmășală și luptă, și în capitolul 4 Ioan este poftit în cer. Și e ca și cum Dumnezeu îi spune Ioane, hai să vezi cum se vede istoria din cer, că e foarte important unde te poziționezi ca să vezi corect istoria. Și Ioan privește din cer cum se desfășoară istoria și spre uimirea lui, pe tron nu stă vreo fiară, nu stă balaurul, nu stă vreun domnitor european sau globaliștii lumii, ci pe tron îi mielul. Iar cerul întreg strigă, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și când cel de pe tron este Domnul meu, Hristosul, și de dragul lui mă duc după el, pentru că el tronează. În cer era liniște, dragii mei, bulversarea era doar pe pământ, dar cerul era în liniște, el celebra. Cerul era în sărbătoare, de aceea trebuie să mergi după Domnul. Trebuie să te încrezi în el, pentru ca falsul să nu te poată corupe. Când nu ai originalul, e imposibil să faci diferența. De ce să mergem, Doamne, după tine? Pentru că tu ești. În al doilea rând, de ce să mergem după Domnul? Pentru că El ne dă ceva, dar oare ce ne dă El? El nu ne dă ce vrem, El ne dă ce avem nevoie. Și noi suntem în criză, nu că n-avem ce vrem. Și ne autocrizăm, pur și simplu. Încă nu ne-am dezmeticit. Ne mai trebuie ani de pandemie încă. Până o ieși noi din păienjenișul acesta, din furcile caudine pe care le-a adus diavolul printre noi. Dacă să presupunem că s-ar fi dat o lege că oricine poartă mască primește pe an 100.000 de euro, ați fi purtat mască? Că așa zice, mă nervează masca asta, nu pot suporta. Zice, dar dacă v-aș da 100.000 de euro la sfârșit de an, eu vă garantez că ați fi dormit cu mască. Și aș zice, da, și încă un an, dacă e tot 100.000, și toată viața, numai să vină la final. Înțelegeți cum motivația poate schimba comportamentul. Motivația schimbă comportamentul. Amuna avem motivație și de-aia te comentăm și ne rupem și ne... De ce să mergem după Domnul? Pentru că ne dă ceva. Numai că fiți foarte atenți ce se întâmplă, că înainte să ne ofere ceva, El s-a dat pe sine însuși pentru noi. Înainte să-ți dea ceva, El s-a dat pe sine însuși pentru noi. De altfel, Petru l-a întrebat pe Domnul, noi am lăsat tot și te-am urmat. Ne dai ceva sau te urmăm așa să ne aflăm în treabă? Promisiunea pe care a făcut-o Domnul a fost mulțumitoare pentru Petru. Acum, eu, pentru că suntem în criză de timp, am să vă citesc numai un text ca să înțelegeți ce ne dă. Și dacă nu-i de ajuns, mai pune. Da, uitați-vă în Efeseni capitolul 2. În Efeseni capitolul 2 ni se descrie starea noastră de fapt și ce am devenit prin ceea ce ne-a dat El. Uitați-vă în Efeseni capitolul 2 ce zice Biblia. Biblia zice, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară. Și deodată, să deschid o paranteză, zice că voi păcatele astea în care trăiați după mersul lumii acesteia. Dar lumea asta la rândul ei nu merge așa haotic, nu e un mers la întâmplare, are un domn. Lumea asta merge după un domn care imprimă un drum. Și cine e domnul ăsta? Zice că e domnul puterii văzduhului. A Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și ce lucrează? Uitați ce lucrează. Zice, între ei, între fiii neascultării care mergeau după mersul lumii acesteia, după mersul pe care îl imprima Domnul puterii văzduhului, între ei eram și noi toți odinioară. Când? Când trăiam în poftele firii noastre pământești. Când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Na, uitați-vă, ăla e statutul. Și ce zice Dumnezeu acum? Dar Dumnezeu,
care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Dumneavoastră zice că ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. E liniștitor versetul ăsta, că în capitolul 6 veți găsi că noi n-avem de luptat împotriva sângelui și cărnii, ci împotriva domniilor, a stăpânirilor, a stăpânitorului acestui veac, duhuri care locuiesc tot în locurile cerești. Și ai așa emoții că dacă locuim pe aceeași stradă, parcă numai că textul nostru zice că ședem împreună în locurile cerești, dar în Hristos. Știți ce e în Hristos? E ca un om care păcătuie fără voie în Vechiul Testament și fuge în cetatea de scăpare. Și acolo în cele 6 cetăți de scăpare tu aveai liniște. Condiția era atunci când intri în cetate să mărturisești ce s-a întâmplat și stăteai acolo până la moartea marelui preot. Cum dacă aveai neșansa ca marele preot să fi fost de curând ordinat și pus în slujbă, tu stăteai toată viața acolo, sau puteai să intri azi și mâine să moară marele preot și tu ieșai afară și erai liber. Ce ne-ai dat tu? Tu te-ai dat pe tine însuți, dragă Doamne, pentru ca, măcar că eram morți, să fim aduși la viață împreună cu Hristos. Tu nu ne-ai mai dat o casă. Deși tare mult îți mulțumim că nu dormim pe un carton. Copiii când erau mai mici, eu n-am avut niciodată salar și a trebuit să stau, dacă zbura un corp de pe undeva, aveam ceva, dacă nu, nu. Așa e și acum. Numai cum ai plecat din copii. Și corbii nu mai trebuie să vină așa des. Și copiii își exprimau nemulțumirea prin comparație. Pe ăla zice, uite-te să vezi, numele nicăieri nu-l cheamă nimeni și uite-te ce are. Și a zis, noi nu le putem avea pe toate, dragul lui tata. Ori ne ducem și nu avem nimic, ori ne dă și stăm acasă. Ori pentru mine onoarea de a predica a fost extraordinară. Dintr-o simplitate inimaginabilă, din nimic. Nici măcar n-am crescut în biserică. Pentru că Dumnezeu nu depune efort ca să te mântuie și ca să te facă mesager al împărăției eterne. Deci mergem după Domnul și te sfătui să rămâi a Domnului, că să merită să mergi. Pentru ceea ce este El, pentru maestatea Lui, pentru gloria Lui. Dar în al doilea rând trebuie să mergi după Domnul pentru ce ți-o dat și pentru ceea ce-ți dă. Nu-ți dă ce vrei. Mulțumim că ne-ai dat casă și nu dormim afară. Mulțumim că-i pernă sub cap și acoperiș deasupra capului și atâtea bonusuri. Dar și dacă nu ți le-ar fi dat, puneți-ne un pic Habacuc 3 cu 17. Habacuc este o carte superbă. Habacuc în capitolul 2 s-a dus la locul de strajă, că a avut o vorbă cu Dumnezeu. Adică era asediat Ierusalimul, trebuia să meargă în robie, în robia unui popor păgân. Și nu înțeles, cum adică, înțelegem că nu suntem cum trebuie, dar alții mai răi ca noi să ne domine. Și o zis, m-am dus la locul meu de strajă, zice capitolul 2, și stam pe turn ca să veghez, să vă ceare să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Și eu spus, mergeți în robie, Ierusalimul va fi distrus, câmpiile vor rămâne pustii. Și iată ce zice el, că chiar dacă smochinul nu va înflori, vă rog să vă asumați versetul acesta ca să vă puteți evalua. Așează-l în dreptul tău și spune, Doamne, chiar dacă smochinul, și spune în locul smochinului, că asta era sursa de hrană, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Și iată, eu, din pricina ceea ce ești, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dumneavoastră vii de ajuns persoana Lui. Sau aveți de obiectat ca și copiii mei. I-am liniștit, i-am făcut să priceapă onoarea de a sluji. Onoarea de a sluji.
Onoarea de a fi, nu de a avea. Dacă ți-o mai și dat Dumnezeu, ești mai motivat să mulțumești. Dar nu suntem toți la fel. Cât a fi pământul, uneori când tu intru în concediu, câți bani am eu? 2-3 ani. Și am spus, el poate, eu nu. Dar asta nu înseamnă că el e lepădat și eu... Nu, dragii mei, sărăcia nu e o virtute și bogăția un viciu. A-L urma pe Hristos e tot pentru ceea ce este și pentru ce îți dă. Dacă s-a dat pe sine însuși pentru tine, e suficient. Nu mai cere, nu mai spune că dacă... Să-L cunoaștem pe El este extraordinar. Asta ne-ar scuti de toată tragedia din cartea Apocalipsa. Orice ar veni, cunoscându-L pe El, sunt liniștit. Orice ar veni, dacă nu-L cunosc pe El, bâșbui în noapte. De aceea Pavel zice în Filipeni, capitolul 3, eu pentru El am pierdut tot. Bancă și acum după ani le socotesc ca o pierdere și ca un gunoi pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Dumnezeu. Pentru El am pierdut tot. Acum nu cred că l-am și apucat, zice Sfântul Pavel, dar fac un singur lucru, care? Uitând ce în urma mea, mă arunc spre ce este înainte. Dar ce e înainte? Că am spus că noi nu alergăm că aleargă și tata și mama și sute de frați în Bistrița. Nu, nu de aceea. Zice Pavel, eu alerg pentru premiu. Dumneavoastră, pentru ce alergați? Credeți că este o zi a premierii? Nu n-am întâlnit nici vreodată așa mărgând cu cei 5 copii la premiere și să aud dirigintele sau diriginta zicând, ăsta o rămas repetent, dacă să nu se supere, îi dăm premiu întâi și el ca să margă bucuros acasă. Nu asta ați auzit de așa ceva? Eu n-am auzit. Cel mai mare dintre băieții mei are 23 de ani acum. Când era în clasa a doua, mi-a zis, tată, iau premiul întâi cu coroniță, i-a zis la mamă sa. Și mamă sa i-a împletit coronița, dar mamă sa lucra și a zis, Marcel, du-te tu cu el. Eu nu m-am dus niciodată la premiere cu ei, că n-am fost niciodată acasă când s-a născut niciunul din ei. Și am zis, Marcel, la mie nu prea mi se stă să mă duc la premiu și mă suna Marcela din spital, născută, e totul bine și eu în Timișoara îi spuneam, peste 3 zile vin și vin pe la tine. Mi-e greu să mă duc la premiere cu copiii, dar atunci o trebuie să mă duc. Dovadă că n-am permers, n-am stat lângă copil, copilul era la vreo 2 metri de mine. Și am auzit când învățătoarea lui nu era credincioasă atunci, dar astăzi în biserică la noi și... Am auzit numele celor cu premiul întâi cu coroniță, dar pe Abel nu l-am auzit. M-am uitat pe fața lui, m-am strecurat prin mulțime și am zis, Abeluț, de la tata coroniță, că e greu să ții corona când n-o meriți. Foarte greu. Dacă nu v-o chema Dumnezeu la amvon, spuneți-i fratelui Nelu, nu mă mai pune, să nu vă aud la vreunul supărați că nu v-o pus. Că dacă te super, n-ai nicio treabă cu chemarea asta. Că e greu să porți corona când n-o meriți. Și tu te trudești și ne omori și pe noi. Am luat coronița, am mototolit-o și am pus-o în buzunar. Și apoi, mai târziu, am auzit bota Abel Emanuel. S-a dus și a luat premiu. Eu nu i-am spus de ce ne-ai luat premiu întâi cu coroniță. Am zis, drumul e lung pentru tine, încă face școală. Imaginați-vă de acum 20 sau 15 ani, e tot la școală. Am zis, ai vreme de premiu și învăța foarte bine. N-am avut nicio problemă cu el. Dar pe drum îmi zice el, când să ne apropiem de casă, zice, tata, n-am ce să fac. Numai să mă pun cu burta pe carte, așa e, mă, dragul tata. Dacă nu-i luptă, nu-i cunună. Te rog să alergi în așa fel ca să capeți premiul. Te rog să lepezi pocăința ieftină. Credeți că sunt oameni care merg la școală numai ca să
finalizeze și cumva 4 clasă, 8 clasă sau 12 și îi dă diploma. Dar credeți că sunt copii care chiar știu de pe a doua ce să fac? Că noi întrebăm pe a noștri în clasa 12, zice, nu, unde merg mai departe? Stai, zice, că e primul semestru numai, zice. Altul știe de pe a patra unde merge. Mă gândesc vorba lui Brâncuș că dacă visez printre stele, ajung sus, poate că nu zbor așa pe căi lactee, dar ajung totuși sus. Dar n-ai niciun vis, tu nu alergi pentru premiu. Tu alergi numai așa că te tem că frață te-or suna, mă, nu te-am văzut la biserică? Cum aleargă oamenii care vor să primească premiu? În niciun caz nu sunt oamenii care gândesc să se închidă ușa cu mine. Ăia sunt parte din categoria celor care dau năvală. Și ca să capeți premiu, trebuie să alergi după tipare. Și textul ăsta zice că dacă vrea cineva să mă urmeze, pentru ce sunt și pentru ce dau, trebuie să o facă după rânduieli. Că nu poți alerga haotic cum îți tună capul. Și rânduielile astea le stabilește Dumnezeu. Tu poți decide dacă alergi sau nu. Dar dacă ai zis, da, vreau să alerg pentru ce ești și pentru ce dai, atunci El stabilește regula jocului. Și care e regula jocului? Să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Tu nu poți alerga cum vrei. Alergăm pentru că tu ești și ești singurul care ești. Nu ne ducem deloc după altcineva, dar alergăm și pentru premiu, că ești singurul care ni-l dai. Știi ce zice Sfântul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, cu 8? No, acum, pentru că clipa plecării mele e aproape, e gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, zice, acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da cine? Numai El dă, dragii mei. Tu ai vrea cunună, tu dacă ai plecat seara asta sau ar veni Domnul, tu iei premiu. Dumneavoastră v-ați auzit numele. Noi și cântăm o cântare, nu, Dani, o știi foarte bine, când se vor citi numele. Când se vor citi numele, îi fi și tu acolo, eu, dumneavoastră. E esențial asta. Nu vă amăgiți. Știți ce-a făcut? Era COVID. Ne-a luat spoiala jos. Am auzit de oameni care și-au pierdut mințile. S-au înmulțit suicidul. S-au înmulțit imaginile infecte din casele oamenilor. S-au înmulțit stările depresive. Oamenii nu s-au știut închina singuri acasă, că a trebuit o injecție în venă, un stimulant ca să se închine, că el nu era obișnuit să se închine. Dumneavoastră vă închina? Îți vin în minte acum momentele alea când te închizi în odaie. Niciodată n-am înțeles oameni care măr la rugăciune și nu sunt oamenii rugăciunii. El nu se mai rogă niciodată, nu mai merge la rugăciune. Nu-i pentru tine. Tu n-ai rupt-o încă cu trecutul. Știi ce zice Apostolul Pavel? Eu alerg după rânduieli. Și care e prima rânduială? Zice că uitând ce în urma mea. Știți de ce unii aleargă greu, fratele meu? Știți de ce unii aleargă greu și în biserica din Livezile? Că târăsc după ei trecutul. În anii 30, în perioada Marii Recesiuni din America, au fost interzise băuturile alcoolice. Și alcoolicii au trăit să bea, că intrau în sevraj. Și treceau peste apă și își cumpărau. Și doi au băut bine, bine, bine și apoi s-au urcat în barcă seara târziu să treacă înapoi. Și au văzlit toată noaptea. Și când dimineața s-o trezit și din beție și din somn, o văzut că-s tot la mal și și-o dat seama că nu dezlega barca. Nu știți de ce unii nu pot alerga spre celălalt mal? Nu-i dezlegată barca. Legați de trecut. Seara asta ai vrea să alergi că vezi zeci de frați și mii de frați care aleargă, navighează prin frământări, prin încercări, dar tu nu poți, că tu nu vrei să dezlegi barca. Domnul Iisus spune, pe cel ce vine la mine nu-l izgonesc afară, îl dezleg de trecut. Când îndrăcitul din Gadara în Marcu 5 o veni la Domnul, știi ce o zis Domnul? Trebuie dezlegați-l. Când pe Lazar l-o scos afară din mormânt, o zis, dezlegați-l. Oamenii leagă și el dezleagă.
că ești aici dependent de tradiție, că ești dependent de religia ta, că ești dependent de formele tale sau stări păcătoase, vicioase, mizerabile, ești un tânăr despre care nu știe nimeni, dar numai tu știi ce vizionezi și mintea ta e tulburată și tu ești agitat. Și Domnul zice, dacă vrei să alergi, eu te pot dezlega. Și când Domnul dezleagă, nu mai poate lega nimeni. Că ești aici cu trupul tău posedat de boală și de amărăciune și suspinul și plânsul nu se mai gata. Și știi ce zice Domnul? Fratele, nu m-au amintit că leprosul a zis, dacă vrei poți să mă curățești, dar ăsta e în Luca 5, dar în Ioan 5 este Betesda. Betesda înseamnă casa harului, casa îndurării. Mai spre uimirea noastră, în casa îndurării zăcea o mulțime de bolnavi. Câteva sunt diagnosticate, câteva cazuri, orbi, ologi, ciungi, uscați. Unul de 38 de ani stătea acolo și dacă în Luca 5 leprosul zice Domnului, dacă vrei poți, aici zice Domnul slăbănogului, vrei? Te-ai putea dezlega de trecut, are 38 de ani. Poate că are 40 de ani, poate că ai 70 de ani sau 80 de ani. Nu crezi că e de ajuns? Vâzlești și tot acolo. Domnul zice, vrei? Știi ce răspunde omul ăsta? Totdeauna m-a șocat potențialul risc în casa harului, în casa îndurării, pe lângă boala veche, cronică, să te apese și în singurarea. Oare să fie frați care n-au pe nimeni în loc? E fantastic de dureros. Aș vrea să fiu vindecat, atins de harul lui Dumnezeu, îs îmboldit de păcate, de mizerii sau de boală, dar n-am pe nimeni, aici nu te întreabă nimeni. Noi asta când ați întrebat ultima oară un frate, e neînsemnat, e de 38 de ani tot așa, ai zice că niciodată nu se schimbă. Dar dacă te-o trimis Dumnezeu special, pentru omul acela, spune un cuvânt, vrei? Omul zice, singur, să anima noi. N-am bani de mers în spitale, n-am abilități intelectuale, n-am pe nimeni. Domnul zice, eu dezleg, eu desfac. Desfac legăturile robiei, lanțurile răutății. Eu de asta am venit în seara asta. Să spun că dacă vrei să alergi, rânduielile le face Dumnezeu. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să se rupe de trecut. Să-și ia crucea în fiecare zi, asumă-ți crucea. Și mergi încet, oricâtă teamă ar fi. Este o cântare... O știu de la bunicii mei, să nu merg după un străin, Doamne, niciodată. Amalia Decean cântă o piceasnă bisericească superbă, să nu pot, Doamne, să mă las de Tine niciodată. În anii de lucrare nu m-am gândit vreodată să renunț, deși unii m-au lovit teribil, dar m-am gândit dacă-s chemat. Aș vrea seara asta să-L iubești pe Domnul pentru ce este. Numai El e Hristosul. Să-L iubești pe Domnul pentru ce-ți dă. Numai El transformă moartea în viață. Pentru că El s-a dat pe Sine însuși pentru tine. El n-a venit să facă circ. El a venit să-și dea viața pentru tine. Cum trebuie să mergem după El? Dacă în Luca 9 te uiți o pagină mai departe, niște oameni au venit la Domnul și au zis, noi am vrea să venim după tine, dar Domnul zice, sunt în versetul 57 din Luca 9, zice, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și pleca capul. Mai vrei să vii după mine? Dumneavoastră ați merge după el, vii de ajuns el? Că dacă nu-i de ajuns, s-ar putea să n-ai nici vizuina vulpii
nici cuibul păsărilor cerului. Dar dacă l-ai pe Domnul, știți cum zice epistola către evrei? Ei de care lumea nu era vretnică. Ei n-au avut un loc, ei au pribegit în crăpăturile pământului. Huliți, umiliți, tăiați în două cu fierăstrău. Așa arată sfinții. Un alt a venit și a spus, eu numai vreau să mă duc să îngrop părinții. Morții trebuie să-și îngrope morții. Grijă la motivație, grijă la priorități. Și în final unul a zis că numai vrea să-și ai rămas bun. Și Domnul zice, oricine pune mâna pe plug și privește înapoi, nu-i destoinic, nu-i vretnic. Nu știm dacă ne-o mai întâlni în vremuri atât de dificile. Dar eu cred că Hristos Domnul ni-i de ajuns. Au reușit să închidă clădirile, dar biserica n-au cum, că ea nu-i de pe pământ. Dacă ar fi de aici, lumea ar iubi-o. Dar Ioan 17, rugăciunea Domnului zice, pentru că nu sunteți din lume. De aceea vă urăște lumea. Când s-a făcut colectivizarea la noi, au făcut o adunare în centru și au chemat vreo 30-40 de frați cât erau pe vremea aceea, i-au chemat acolo ca să-i umilească în fața lumii. Unul din ei a fost întâmpinat cu următorul mesaj: mă, părăsitule, tu nu vezi unde mere lumea? Și bătrânul popițan a răspuns: noi nu suntem din lume. Ce forță! Tu înțelegi că niciun popor nu-i ca poporul al cărui Dumnezeu îi Domnul. El nu e un popor care are de toate. Avem acum și îl slăvim pe Dumnezeu pentru confortul dat. Dar chiar dacă smochinul nu va înflori, eu îmi pierde tot. După un străin nu mergem, pentru că numai Tu ești Hristosul. Ne-am îndrăgostit de Tine, călătorim cu Tine. Ai fost cu noi când am plâns pentru pruncii noștri, pentru casele noastre. Ai fost cu noi când ți-am mulțumit pentru belșugul afacerii noastre sau a pământului nostru. Indiferent ce s-ar întâmpla, de Domnul nu ne lăsăm, spunem și noi ca Rut. Doi, ne angajăm că mergem pentru ce ne dai Tu, nu pentru ce ne place nouă. Viața e mai valoroasă că ce-ar folosi unui om să-i se dea toată lumea dacă și-ar prăpădi sufletul. La ce bun să-ți dea Dumnezeu toată cetatea asta dacă Hristosul lui Dumnezeu nu-i Domnul tău? Și ascultă-mă, nu eu fac regulile, nici frații. Regulile le face Stăpânul. Te rog, renunță la trecut, frânge-te, pocăiește-te, înnoiește-te, primenește-ți sufletul. S-ar putea noaptea asta să auzim strigarea: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Ce n-ai da să fii printre ei? Dar nimeni nu poate avea parte de o mare întâlnire până când n-a avut o preîntâlnire într-o seară ca seara asta. Numele Domnului să fie binecuvântat. Amin. Și inimile noastre cercetate și mântuite de harul lui Dumnezeu. Și dacă seara asta e ultima pe care ne-o dă Domnul, cum ne vedem aici, să ne putem vedea și în fața porților eterne, auzind cel mai binecuvântat mesaj: rob bun și credincios, intră în bucuria Stăpânului. Așa să ne audă și să ne ajute Dumnezeu la toți. Amin. Amin. Amin.